Jumătate din rujul meu a rămas pe cană, dar nu este o problemă, după cum vedeți scrie aici You Know Nothing, Jon Snow, din Game of Thrones, iar în cazul în care simțiți nevoia de niște Jon Snow, nu vă temeți că va apărea. Pe parcursul clipului ăstuia, veți vedea la ce mă refer, pentru că am niște articole. Niște dileli, niște colorăciuni, niște nebuneli. Am paiete, am sclipiciuri, am franjuri, am reflexii, am pene. Tot ce vreți și ce nu vreți va fi în acest hol, probabil unul dintre cele mai dili holuri ale mele din toate timpurile. Iar în cazul în care intro-ul n-a fost suficient de edificator, vă prezint acest obiect. Ce ziceți, filmez așa? Mă mai auziți? De văzut nu mă vedeți, dar pot să filmez în halul ăsta. Așadar și prin urmare, domnilor și domnilor, domnișorilor și domnișoarelor, vom face astăzi primul haul pe anul 2020 cu ce mi-am cumpărat eu de la reducere. În ultima perioadă, însemnând că majoritatea lucrurilor ăstora sunt acumulate în ianuarie. Într-adevăr, unele dintre ele le-am luat în intervalul trecut de la ultimul haul până în prezent, dar pentru tot ce vă voi arăta, pentru tot ce mai este disponibil, veți găsi link-uri în descriere și să știți că multe dintre ele încă se găsesc. Iar dacă nu se găsesc efectiv pe site-urile pe care voi încerca eu să vi le linkuiesc, le găsiți în magazine cu siguranță. Procedem așadar cu subcapitolul numit Rockets. Iar la Rockets am constatat eu cu mega supoare că tot ce am să vă arăt este pe negru, ceea ce pentru mine e șoc și groază, având în vedere că eu, în principal, sunt o creatură foarte colorată, după cum o vedeți și acum, după cum poate mă știți, după cum am declarat de atâtea ori și, în general, când intru într-un magazin, primul lucru care mi-atrage atenția, culoare. În momentul în care am văzut o sorcovă, cam tu mama sau tu balaban. Îmi plac culorile excesiv de mult, dar astea, rochile pe care vi le voi arăta, au niște croieli, man, haba, astfel încât am făcut abstracție de culoare. Prima dintre ele este această domniță, extrem de elegantă, zic eu, cu o croială senzațională, având în vedere de unde am cumpărat-o. Este luată de la Zara, m-a costat undeva în jur de 150 de lei, luată la reduceri, prețul inițial fiind... cred că 300 a fost ea. Motivul pentru care îmi place atât de mult este croiala, pentru că e făcută ca pe corpul unei femei, domnule. Dacă vedeți, talia este accentuată frumos, faldurile alea se așează bine pe șolduri, pieptul este bine accentuat, brațele arată bine, toată croiala este mult prea mișto pentru ceva ce, în mod normal, croiește hainele ca și când toate femeile am fi niște cutii. Adică Zara și magazinele astea așa de mass market au obiceiul de a croi hainele drepte, de colo până colo. Cu trei numere mai mari, oversize, nu-și bate ei capul cu pense, cu falduri, cu de-astea, pentru că se implică niște costuri mai mari. E, rochea asta însă este croită super, super fain. Extraordinar de frumoasă este, maxim îmi place. Măsura mea pentru ea este XS și da, nu mai am prețul, dar sigur, sigur a fost până în 200 de lei. Ideea e că eu am văzut rochea asta inițial la preț întreg, când a apărut să ia pe site. Și m-am tot foit pe lângă ea în ideea în care mi-o doream, dar nu eram dispusă să o cumpăr de pe site și am tot așteptat să apară în magazin ca să o pot proba și să văd ce măsură îmi trebuie, că Zara este mega dubioasă cu măsurile. E, ea nu a apărut sub nicio formă în magazin, am tot pândit-o, n-am văzut-o pe nicăieri, iar din momentul în care a intrat la reduceri mi-am zis, băi, haide, încerc, dacă este îmi calc pe inimă, fac un retur în caz în care nu e bună, dar trebuie neapărat să o cumpăr că mai are și prețul ăsta mega bun. Și în momentul în care a ajuns și am văzut cât de mișto vine, cât de frumoasă este și cât de mult îmi place, eram așa, de ce n-ai cumpărat-o mai devreme? Următorul rochiț este mega haba. Și ăsta îmi place mult, tot negru este, dar stilul complet diferit, n-are nicio treabă cu ăla de la Zara de mai devreme. Asta este de la H&M, am dat pe ea 199, măsura fiind XS. Croiala este pentru indivizi nemernici, însemnând că este o rochie care ți îmbrățișează fiecare colțișor, fiecare formă, fiecare rotunjime, accentuează ce trebuie și maschează ce nu trebuie. Deci se așează extraordinar de frumos. Mi-mi place super mult stilul ăsta așa cu umeri bufanți, cu gât înalt, cu falduri, cu pliseuri, iar fusta, dacă vedeți, este cumva parte peste parte. Și îmi place super mult pentru că urmează perfect liniile corpului meu și accentuează exact ce trebuie. Deci eu de asta nu arăt bine în rochii din alea drepte de colo până colo, pentru că se pierde conturul, siluete. Și știți că mereu vă spun, încercați, indiferent de măsura pe care o aveți, că purtați, nu știu, măsura XXXS sau că purtați XXXL, să nu vă îngropați corpul în haine care nu sunt pe măsura voastră, adică haine mai mari decât ați purta, decât măsura voastră obișnuită, că nu merită. Arătați ce aveți, afișați ce aveți mai frumos, puneți în evidență lucrurile care vă plac și încercați să le mascați pe acelea care, poate, nu știu, sunt puțin mai deranjante pentru voi. E, mai departe am tot un rochiț
tot negru, foarte asemănător primului pe care vi l-am arătat, de la Zara. Asta este însă o roche pe care am luat-o eu de pe Vestiar Collective, dacă vedeți eticheta. Asta fiind un site despre care v-am mai vorbit eu așa întreagăt pe alocuri, unde comercializează diverse articole, majoritatea fiind din astea de designer. Dar nu doar de designer, adică găsești acolo și Zara și H&M, chestii la mâna a doua în principal, deși se poate întâmpla să ai baftă și să prinzi așa ceva nou. Deci asta este o roche de la un brand care se numește Self Portrait, dacă vedeți voi acolo, care a ajuns la mine în condiție impecabilă și am luat-o la un preț mega bun, cred că 70% discount să fie avut față de prețul ei inițial, cât ar fi costat în magazin. Niciodată portată, niciun defect, nicio problemă cu ea, chiar m-am mirat cum Dumnezeului de a ajuns asta să fie vândută pe un astfel de site, adică de ce n-ar cumpăra femeile o astfel de roche, că este așa de frumoasă și îmi place așa de mult, se așează așa de frumos pe corp, vedeți că are fustaia foarte amplă, are mânecile astea bufante, detaliile ca un fel de corset, să zic, sau ca un suchien, așa sunt niște cupe frumoase în zona bustului și mai e și danteluța aia superbă acolo. În talie se leagă cu un cordon, iar închiderea se face la spate cu un astfel de fermoar. Trecem mai departe la prima dileală a acestui haul. Avem acest truț, care este de fapt un rochiț. Este un rochiț pe care mi l-am cumpărat când am fost acum la Buzău săptămâna trecută. Dacă mă urmăriți pe Instagram la andreea.balaban, poate ați văzut acolo că am pus pe stories o poză pe care am făcut-o în cabina de probă în momentul în care am cumpărat rochia asta. Rochia vine de la un magazin care se numește Raspberry. Uite așa, eu v-am mai vorbit de el de multe ori și v-am zis că deseori mi-am cumpărat chestii faine de acolo, pentru că au de-astea Topshop, River Island, Asos, Micel, Fridge, multe, multe dintre etichetele britanice. Bănuiesc eu că ăștia au fabrici în România, iar oamenii de la Raspberry, nu știu cum le procură, cert este că aduc în magazinele lor haine din astea din colecții actuale. Asta, de fapt, ea de la mama ei, este o roche de la un brand numit Coast. Uite, vedeți? Este acest Coast englezesc și îmi dă și eticheta cu prețul original. Ar fi costat 269 de euro, ceea ce e mult, adică n-aș fi dat cu siguranță. Dar eu am cumpărat-o la reduceri, dacă puteți vedea voi acolo, 99 de lei am dat pe ea. Acum o să fiu sinceră, rochia nu este chiar stilul meu, nu este ceva ce aș purta eu în mod normal, nici nu am articole din pene. Prea multe, o să ajungem și acolo imediat, dar m-am gândit la rochea asta într-o notă cumva mai casual, cumva mai purtabilă, mai de zi cu zi, nu în coțopeneala de față. Adică așa în formula asta nu cred că aș purta o ca roche de seară. Dar ce m-am gândit eu? Având în vedere că pe deasupra rochei poți să spui un pullover, poți să spui o jachetă, poți chiar să spui o cămașă, m-am gândit că ar fi interesant de încercat o astfel de combinație și să păstrezi practic doar fusta, iar corsetul ăsta să vină cumva pe dedesubt, nu știu, să fie acolo, să fie pe interior, să nu știe nimeni că îl port, nu că ar fi o problemă neapărat. Astfel încât, uite, asta este o combinație pe care am pus-o la punct în 30 de secunde, deci n-a să o gândesc prea mult, nu vă așteptați la ceva prea elaborat. Dar mi se pare că arată mult mai bine în varianta asta și, din nou, e părerea mea și gustul meu, mult mai mișto, poate fi portată cu cizme, cu ciorapi, cu chiar cu Adidas aș purta chestia asta, cu unii sau cu niște bocanci, mi se pare că arată super super mișto. În genul ăsta m-am gândit eu să port această rochiță. Dacă vreodată în viața asta se va întâmpla să o scot și la o serată, la un botez, la ceva, o sindrofie de genul ăsta, nu știu. Partea de fustă e formată din pene, efectiv pene negre, pufoase, moi, plăcute la atingere, iar sus este un fel de, cum să zic, o căptușeală din satin, vedeți de culoarea pielii, care are pe deasupra o bucată de tiul cu multe mărgeluțe și cu danteluțe cumva cusută. E foarte mișto ea așa, adică e alambicată, e interesantă ca rochie, e un model foarte fisticiu și clar nu e pentru orice tip de persoană. Adică nu e o rochie safe, nu e genul ăla sigur care merge indiferent de gust, cum aș gândi eu la alea negre, adică acolo nu prea văd ce ai putea să le reproșezi, cel mult lungimea. E, asta e pe psihopupu. Dar mie mi-a plăcut maxim când am văzut acolo struțul ăla, zic vreau struț, vreau struț, astfel încât am cumpărat-o pe asta. Mă veți întreba ce Dumnezeul este în capul meu, de ce aș da banii pe așa ceva, unde port așa ceva, dacă am mâncat orumbu, cât mai rezistă. Deci, în cazul în care aveați dubii asupra sănătății mele de la mansardă, cred că acum dubiile voastre s-au confirmat. Mi-am luat acest pelerinuț din pene. Din pene de, nu știu să vă zic exact ce, dar sunt foarte frumoase, sunt cu negru și cu niște reflexii așa movulii, verzui, albastre, o nebunie totală. E, în momentul în care am văzut chestia asta, mi-am amintit clar de colecție, pentru că e tot ceva vechi. E o chestie pe care am luat-o de pe eBay, dintr-o colecție a stimabilei Kate Moss, știți că sunt mare fan, cu Topshop, colecția asta fiind undeva făcută prin 2010. La momentul ăla nu mă pasiona nici stilul, Kate Moss nu m-a pasionat atunci, nu mă pasionează nici acum și chiar dacă m-ar fi pasionat, n-aveam eu bani de astea nici să îmi vând un ficat.
Cert este că, în prezent, așa cum evoluăm cu toții, mă interesează genul ăsta. Chiar dacă nu am neapărat unde o purta, chiar dacă nu este ceva ce pot lua la mega, mă rog, depinde, m-am gândit că așa ceva nu este de ratat în momentul în care mi-a ieșit în cale. Frunzăream pe eBay, am găsit chestia asta la cineva în Anglia și am zis atunci, prietenă, tu vii cu mine. Sau dacă nu te iau, tu trebuie să fii a mea. Și odată inspirată de chestia asta, am mai găsit una care este, cred, în continuare disponibilă pe ASOS, pentru că probabil n-a cumpărat-o nimeni, am cumpărat-o doar eu și cam atât. Avem așadar o sorcovă complet inutilă și ea, dar am cumpărat-o pe același principiu. Cu toate că nu este la fel de elegantă, nu exprimă la fel de multă sofistică reală, nu e așa o piesă mega wow să te gândești că, mă, stai, poate ceva mai profund. Nu, ăsta este un circ total. E vorba despre o pelerină argintie cu niște irizații foarte faine. Acum, eu nu știu cât le-a prins camera acolo, e posibil să nu se vadă la fel de bine, dar să știți că noaptea pe întuneric strălucește soarele și mă apucă de ambalele în ultimul hal, în momentul în care reflectă lumina pe asta. Deci sunt niște colorăciuni așa, în multe culori, pe care acum nu prea le vedeți voi cum trebuie. Efectiv sunt niște franjuri argintii plasați cumva pe sistem de scară, adică ai un strat de franjuri, după aia mai vine încă unul, după aia mai vine încă unul și e o chestie care se oprește undeva până în zona taliei. Evident, este o piesă de purtat, cum am zis, în momente de-astea speciale sau, dacă nu, pentru poze. Înțeleg dacă nu vă place, nu trebuie să vă placă. Știu că stilul nu este pentru toată lumea, dar mie mi se pare... trebuia. Ca să continuăm și să pot să dau asta la o parte, avem așadar și un pălăriuț modest, după cum ați observat. Este vorba de o pălărie pe care am luat-o de la ASOS. Dacă până la momentul la care postez vlogul ăsta, haul-ul ăsta de fapt, nu ați văzut daily vlogul, să știți că va veni imediat după haul. Deci cumva voi alterna cele două, va fi probabil prima dată haul-ul și după aia daily-ul sau prima dată daily-ul și după aia haul-ul. Nu știu exact, cert este că în daily am filmat unboxing-ul efectiv din momentul în care mi-a venit comanda de la ASOS. Și veți vedea și acolo câteva chestii interesante, dar una dintre ele o reprezintă această pălărioacă. Și poate vă amintiți că eu mai am una neagră luată de la... H&M, acum mulți ani, m-am zbătut până am făcut rost de aia, dar am reușit până la urmă, am obținut-o. Și evident că fiind și ea o pălărie de-asta casual, tot așa de mers la pâine, mi-am zis că merge o surată pe galben cumva. Și găsind eu această dudă la ASOS pe site, uite, poate o vedeți că e cu eticheta acolo, încă de încă poc, am sărit pe ea, normal, unde mai găsesc eu un astfel de pălărioc? Stai așa, că vine vara, peste 5.000 de ani, dar va veni într-un punct. Voi avea nevoie de ea, cine mă va proteja pe mine de soare, dacă nu ea? Prin urmare am atacat acest pălăriuț. Dacă vedeți, are banda asta aici cu maro, pe calotă. Pe interior este un fel de șiret cu elastic care îți permite ajustarea. Poate ai tu capul mai mare, poate ai capul mai mic, să poți să o strângi acolo să nu scadă de pe cap, pentru că fiind de dimensiunile alea modeste, există șanse totuși să o perzi. Continuăm însă cu hăinuți și avem acum niște fuste pe care vreau să vi le arăt. Asta este o fustă pe care am dat 29 de lei, după cum va confirma și prețul. Bineînțeles, dacă vom avea un focus, dacă nu va trebui să mă credeți pe mine, pe cuvânt. Fiind luată de la un magazin din Buzău care se numește Gia Art. V-am mai vorbit eu și despre magazinul ăsta, iar aceia care sunteți din oraș știți cu siguranță despre ce e vorba. Se găsește pe Cuza Vodă, e vechi, e de multă vreme, eram eu în liceu când a apărut magazinul ăsta. E, dacă nu sunteți totuși din Buzău, recomand, când aveți drum pe acolo, că multe dintre voi îmi spuneți că l-am dus la gare, mi-am luat covriș de unde ai zis tu și au fost super buni și de fiecare dată când trec prin Buzău mă gândesc la tine, bla 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 bla. În cazul în care aveți drum pe acolo, duceți-vă o dată la Raspberry-ul ăsta, care e undeva pe la ieșirea din oraș și credeți-mă că veți găsi chestii mișto la prețuri super bune. Și doi, dacă aveți ocazia, luați la mână și acest GR. Ăștia sunt un pic mai ciudățeni, însemnând că ei își fac hainele, efectiv, dar unele dintre ele sunt super, super mișto. Așa cum este și cazul ăsta. Mai scumpe, mai puțin scumpe, dar 29 de lei pentru o fustă din asta, mie mi s-a părut un preț mega, mega super bun. Și întâmplarea face că îmi vine perfect. Talia este exact ceea ce trebuie. E croită frumos pe șolduri, astfel încât accentuează frumos silueta. Lungimea e ce trebuie, materialul e bun, e ceva așa mătăsos, roșu cu albastru, cu bulinele astea. Mi-am zis că la primăvară asta cu un pantof o să arate excelent. Sigur, în varianta în care vă arăt eu aici, sunt un pic cam dezbrăcățică, așa nu merge de iarnă. Dar la primăvară, la vară, cred că va fi super, super, super fain. Și la prețul ăsta super bun pe care l-a avut și venindu-mi perfect, deci fără modificări, mi-am zis că am sărit pe ea. Apoi, tot de la doamnele Raspberry, sau Raspberry, dacă vreți, am găsit eu o altă fustiță care aparține tot așa unui brand din ăsta englezesc, dar care a ajuns la mine la un preț mult mai bun. Brandul se numește Oliver Bonas. Nu pot să zic că am mai auzit de el înainte de această fustiță, dar ca idee, fustoaca ar fi costat, dacă o luam eu de la magazinul mamă, 65 de lire.
300 și ceva de lei, dacă nu chiar 400, eu am găsit-o la Raspberry cu 69 de lei. Măsura mea pentru ea fiind și că un 32. Acum, eu nu cred că asta este un 32, cred că e ceva aiurea, pentru că, așa cum poate observați și voi, mi-e mare în talie. Deci trebuie cumva îndoită sau modificată, nu știu ce o să-i fac. Cert este că mie mi-a plăcut foarte mult fusta asta, datorită materialului, pe care nu cred că îl captează camera așa cum trebuie la voi. Dar uite, dacă vedeți când strâng așa materialul, se văd un fel de reflexii, de irizații cu albastru. Mă duce oricum cu gândul la ceva constelații, la ceva univers, nu știu. Asta este zona unde ajung eu în momentul în care văd fusta asta. E foarte frumoasă, chiar dacă materialul e puțin aspru, dar e ceva strălucitor, sclipicios, așa celest, dacă vreți. Și mi-a plăcut foarte mult și combinația asta cromatică cu argintiu și cu albastru, are și jupă pe dedesubt și se așează bine, în ciuda taliei, și m-am gândit că și lungimea e una pe care eu o port în mod normal. Așa că genul ăsta nu puteam să o ratez, mai ales că a avut un preț foarte, foarte bun. Și să știți că mai erau multe. A, și să știți că Raspberry-ul ăsta se găsește și în alte colțuri ale țării, deci nu e un singur magazin. Știu că e și în București, știu că mai e unul în Bacău sau Piatra Neamț, ceva așa, și sigur mai sunt. Așa că, în cazul în care vă interesează, poate vă faceți un drum pe acolo. În continuare, revenim puțin la Zara, cu aceeași comandă, în cadrul căreia mi-am luat rochița neagră prima pe care v-am arătat-o, nebunia și extazul ăla. În același sens, cum v-am povestit, că am pândit-o, că n-am vrut să o cumpăr la preț întreg, că n-o găseam în magazin, în același sens s-a întâmplat și cu această fustă și exact aceeași reacție am avut-o în momentul în care a ajuns la mine. De ce n-am cumpărat-o eu pe asta mai devreme? Dar totuși am avut o mare baftă de a prins-o la reduceri pentru că am luat-o și la un preț mult mai bun. Cert este că o văzusem pe site. Uite, așa arată ea, dacă este să o vedeți din mâna mea, bineînțeles, culoare de naturat. O văzusem pe site, mi s-a părut foarte interesantă, fiind pe stilul ăsta așa, ușor pin-up, retro, 40s, 50s, inspirat din perioada aia. Și cu peplumul ăla super mega delicios, zic, mama, asta sigur se așează mișto pe mine. Numai că îmi tot doream să o găsesc în magazin, să o pot proba, să-mi dau seama că se întâmplă uneori să văd niște chestii mișto la ei pe site și când ajung să le probez în magazin să zic, horror, oribil, nu cumpăr așa ceva. E, cu asta aveam aceste mici dubii și n-am cumpărat-o. Și în momentul în care au început reducerile la Zara, eram acolo, pasează! Mi-a ajuns comanda super repede, am îmbrăcat-o și vine super. Bineînțeles, este puțin mare în talie, așa cum mi se întâmplă cu majoritatea fustelor sau, mă rog, chestiilor care se așează pe talie. Dar îmi place așa de mult, îmi place lungimea, îmi place materialul, îmi place imprimeul, îmi place textura, îmi place cum se simte, îmi place cum se așează, îmi place că mi-accentuează formele. Este un vis fusta asta, este exact ceea ce îmi doresc eu, fusta ideală pentru mine, dacă vreți, cam așa ceva ar fi, pentru că este extrem de feminină. Materialul, cum vă spuneam, e unul super gros așa, adică e o fustă care nu merge pe călduri din alea crunte, dar acum în perioada asta, poate cu cizme, poate cu un pantof, poate cu un ciorap gros și cu o sandală, chiar cu o sandală, mi se pare că se pot face o mulțime de combinații cu ea și poate fi purtată atât în variantă casual, cât și în variantă mai elegantă, poate fi purtată la birou, poate fi purtată la un eveniment de ăsta mai sclifosit, la un botez, la o nuntă, nu știu. Se pot face multe chestii foarte mișto cu ea. Încă o fustă pe care poate ați văzut-o la mine, dacă m-ați urmărit pe parcursul vlogmasului, pentru că am portat-o, asta fiind luată undeva, cred eu, la începutul decembrie. Dar știu sigur că a intrat la reduceri la Zara și chiar am văzut-o în magazine. Nu știu dacă o mai fi acum, dar eu îmi fac datoria să vă arăt. Avem așadar ce vă ziceam la început. O sărcovă! Sărcova, se lasă, trăi, sâmbăt, da? Deci există acest fustoc, care, veți spune că e de seară, pentru că sunt paiete și, în general, știu că materialele astea de tipul strălucitor sunt asociate serii și evenimentelor mai speciale, nu sunt chiar ceva de zi cu zi. E, cum ar zice englezul, I beg to differ. Cu alte cuvinte, eu nu sunt de acord. Adică, eu sunt de părere că paietele, sclipiciurile și, în general, materiale mai pretențioase pot fi portabile și în viața de zi cu zi, atâta timp cât le alăturăm piese de-astea super basic, super casual. Adică, la o fustă de genul ăsta, aș pune efectiv un hanorac sau un pullover sau, oricum, o bluză din asta foarte basic, ceva care nu elevează și mai mult ținuta, ceva care nu o face și mai elegantă, și mai sofisticată, și mai cochetă. Este un S pentru ea. Când am cumpărat-o, eu era undeva în jur de 100 și ceva de lei, la reduceri cred că am văzut-o sub banii ăștia, nu m-am uitat exact pentru că eu deja o am. Dar îmi place foarte mult cum este așezată, e modelul ăsta așa arlechin, în culori frumoase, cu mov, cu verde, cu auriu, cu alb, nu i-au căzut paiete până acum, deci se ține super bine și pare a fi ceva de super calitate. Având în vedere că e Zara, te aștepta să nu fie așa de zdravăn. Dar nu, cel puțin eu am avut baftă cu ea, deci e cusută, lipită, așezată, exact cum trebuie. Ne place foarte mult și asta. Și ultimul fustoc pe care vreau să vi-l arăt este luat tot din Raspberry și ăsta la un preț super bun. 39 de lei, uite, vedeți? Acolo?
Se vede la voi? Țaca-paca. Asta este o fustă tot așa de lungime midi, într-un crem interesant, cu niște cusături negre și cu acești doi nasturi mari, detaliul ăsta cu nasturi mari, așezat undeva în zona talii. Are o crăpătură acolo în partea din față și se așează super frumos, deci îmi place. Chiar dacă e un pic mare în talie, dar mă rog, e ok. Asta n-ar fi o problemă prea mare. Problema, să-i zic așa, cu toate că e rezolvabilă cu fusta asta, este că îmi trebuie neapărat ceva pe dedesubt. Fie niște pantalonaj din aia modelatori, cum aveam aici, fie un fel de jupă, dar trebuie neapărat să port ceva, pentru că se vede prin ea, mai ales dacă bate soarele, dacă se strălucește soarele, toate damblalele mă apucă, pentru că se vede tot. Dar e un compromis ok, adică nu e o problemă, pot să port jupă, pot să port pantalonaj, se poate, și mergem multe combinații, având culoarea asta așa și fiind o croială relativ clasică, m-am gândit că asta cu un tricou, poate cu o cămașă, chiar ar merge chiar și cu un pulover pe deasupra, arată fix ce trebuie. Deci, încă o dată, genul raspberry. Bun, singura bluziță din acest hăl este dilită, este cu căpuțul. Asta o veți vedea de asemenea în daily vlogul care va intra, poate, sau a intrat înaintea, ori după ăsta, nu știm exact. Este o bluză pe care am cumpărat-o tot de la Zara, la reduceri, odată cu cele de mai devreme. Ce să vedeți, nu mai reiau povestea, dar exact aceeași, am văzut-o la preț întreg, n-am vrut-o când a intrat la reduceri, bam, păia și pe mama ei. Și mi-a plăcut foarte mult bluza asta, odată datorită culorii, e un albastru electric absolut superb, și doi la mână mi-a plăcut detaliul ăla de la gât. Deci ăla mă duce cu gândul la clovni, la costumele alea de clovni, dar nu genul, cum îl cheamă mă pe ăla, pe monstrul ăla. Te-am fost cu fratele meu la film de bani, când mi s-a părut o porcărie. Uite că nu mai știu. Pennywise. A fost filmul ăla dement cu acel clovn cu sânge la gură, ăla de-i mânca pe ea. Nu la genul ăla de clovn mă refer. Mă refer la un clovn ceva un pic mai elegant, ceva un pic mai elevat, dacă vreți, un clovn puțin mai spălat. Ceva care duce mai mult într-o zonă artistică. E, așa simt eu gulerul ăla la gât acolo și, de fapt, toată bluza este făcută din același material, un tiul din ăsta suprapus, dintr-un material diafan, ceva foarte plăcut, așa, cu niște transparențe frumoase, într-o culoare superbă. Într-adevăr, are el o formă ușor trapezoidală, deci trebuie atenție la proporții, ca nu cumva să mă fac atâta, și este mai greu de purtat, dar mi s-a părut ceva, mamă, e fantastic de frumos acest bluzit. Și da, am sărit pe el fiind undeva în jur de 50 sau 60 de lei când l-am cumpărat eu. Mai avem o sorcovă în cazul în care simțeați nevoia. Deci ăsta va fi un clip al paietelor, franjurilor și sorcovelor în principal. Am găsit eu acest, cum se zice, halat de baie, capot, dacă putem să-i spunem așa. Este o chestie pe care o urăște toată lumea. Adică maică-mi nu-i place, frate-mi nu-i place, individului nu-i place, cred pe fete nu le-am întrebat. Este vorba despre acest franjurete cu paiete, franjurete cu paiete. Este o haină care vine undeva cam până pe la genunchi, se leagă cu un cordon în jurul taiei, e relativ călduroasă, deși și nu merge acum pentru sezonul în care ne aflăm, mai pe la primăvară ar fi ok. Și e o chestie care m-a inspirat pe mine în ideea în care e parcă scoasă din anii 20. Anii 20, 1920, perioada minunată a flepărelor și a doamnelor tunse așa scurt, garson, cu rochiile alea purtate până la genunchi, cu tot felul de detalii alambicate, talii căzute și așa mai departe. Și mi-am zis că o astfel de haină, accesorizată cu ceva, și vă voi arăta imediat, dacă nu cade, ar arăta super fain. Și mi s-a părut interesantă de luat pe deasupra pentru seriile alea când poate merg la operă sau tot așa când mă duc la un eveniment mai special și am nevoie de o haină cumva mai deosebită, dar totuși să fie măcar un 15-20 de grade ca să pot purta așa ceva pe post de haină. Mie mi-a plăcut. Din nou, știu că nu e pentru toată lumea, dar mi s-a părut foarte interesantă juxtapunerea asta de texturi. Paietele astea cu franjurii suprapuși, cumva peste un fel de mătase și culoarea e super interesantă. E un fel de șampanie, piersiciu, așa, arată super, super bine. Mie îmi place, nu știu. Și uite ce spuneam legat de accesoriu. M-am gândit eu că ar arăta super bine cu un guler din ăsta de blană artificială. Ceva, asta zici că e vulpe. Nu e nicio vulpe polară, nimic de genul ăsta. E efectiv un guler care trebuie dus la curățătorie pentru că s-a jegușit un pic în partea asta, pe care mi l-a pasat maica mea după ce am avut o experiență extrem de dezamăgitoare. Mai exact, îmi doream eu un guler din ăsta de blană artificială într-o culoare deschisă. Și am văzut unul pe Minipri, pe site, nu în magazin efectiv, că dacă îl vedeam în magazin, clar nu-l cumpăram. Și nu erau poze nici cu modelul, nu erau poze nici cu dimensiunea și eu mi-am zis că e bun sigur. Numai că eu îmi doream un guler care să fie amplu, mare, ceva care să se termine undeva în zona bustului. Am plasat comanda după ce l-am văzut pe ăsta și m-am trezit cu acest obiect, care este
Da. Deci este un guler de pus la gâtul lui Rumbu. Ăsta merge bine pentru acele haine care au guler rotund. Așa cum vă arăt eu aici, de exemplu, pe acest paltonaș, pe care l-am de câțiva ani, dacă vi-l amintiți, l-am avut cu mine la New York într-o perioadă și, mă rog, a rămas în capul meu ca paltonașul din New York. E, ăla, da, pentru ăla merge o chestie din asta. Da. Continuând, ajungem la ultimul articol de îmbrăcăminte din acest haul, iar după aia trecem la niște accesorii. Ha, delicii! Am comandat tot în pachetelul de la ASOS, ce v-am zis că va veni în daily vlog-ul ăla, un fel de hăinuț parpalac din bleniț artificial, ceva ce vine undeva cam deasupra taliei, sau mă rog, nu, sub talie. Iar fi trebuit să vină pe talie, dar eu nefiind cu proporții din alea de model foarte înaltă, îmi vine undeva sub talie. Cert este că mi-am dorit o astfel de haină în ideea în care voiam o chestie care să-mi țină de cald și care să meargă bine pentru hainele mele cu talie înaltă, fuste sau pantaloni. Să se oprească exact acolo unde trebuie și să nu mă taie cumva aiurea astfel încât să se piardă proporțiile corecte. Și am găsit asta, tot la reducere a fost cu vreun, nu mai știu exact cât, 40-50% ceva de genul ăsta reduceri, și am cumpărat-o. Este un ciobănaș așa, într-o combinație din asta, vă dați seama, plasticoasă, că nu e naturală, cu negru, cu maroniu, cu alb, e o chestie așa pestriță, super călduroasă, căptușită pe interior, care se închide cu capse. Și mi s-a părut super drăcuța asta, e ok, deci o voi păstra, nu-i fac retur, slavă Domnului! Trecem acum și la accesorii, unde am să vă arăt niște bijuterii senzațional de frumoase și niște pantofiuri. Iar la bijuterii, credeți-mă că am comis în decembrie, de când au început reducerile. Deci a fost crunt. Ba chiar am primit de Crăciun, de la Individ, o pereche de cercei. Nu că mi-aș fi dorit neapărat pe ăia, dar am vorbit atât de mult de bijuterii, de anumite bijuterii, încât neștiind ce să-mi ia, mi-a venit cu cercei și sunt superb de frumos. Dar întâi să vă arăt ce port. Am așadar acest lănțic frumos, acest cerceluș, pe care i-am și în dimensiune mai mică, acest inel și mai am și o brățărică la mână, toate, bineînțeles, sunt luate din Splendor. Tot ce vă voi arăta este luat din Splendor. Și dacă puteți observa, este combinația asta super faină cu metal și cu perle, pentru că se poartă super mult sezonul ăsta perlele și combinațiile interesante cu ele. De exemplu, am văzut pe, nu mai știu exact să vă spun la care show de modă, dar erau niște doamne, și o să inserez pe aici pozele, dacă le mai găsesc, care purtau cercei, dar câte unul, adică cercei statement, purtați așa, știi, cu multe perle. Sau mai era o chestie cu perle purtate cumva pe cap. E, așa ceva, nu știu dacă, că să port un singur cercel, încă nu știu dacă mi se potrivește, dar mi-a plăcut super mult combinația asta cu auriu și cu perle și vreau să vă mai arăt ceva super, super fain, ce am cumpărat-o de acolo, ăsta fiind, cred, piesa de rezistență dintre toate. Mai exact, este vorba despre acest lănțișor superbisim, care poate observați că e cam ca o curea, nu știu cum să-i zic. Și m-am gândit eu că ăsta, purtat într-o combinație așa mișto de layering cu ce am acum, da? Deci, ar arăta extraordinar de frumos și mai ales pentru că oferă atât de multe posibilități de purtare. Deci trendul ăsta, dacă vreți să-l purtați ca atare, cu, nu știu, cu perluțe, dacă vreți efectiv să purtați perluțe de sine stătătoare, să știți că veți fi mega la modă. Dar, în cazul în care vă doriți ceva mai original, uite cât de mișto arată ăsta. Deci poate fi purtat cumva înfășurat în jurul gâtului, o dată sau de două ori, cu o perluță mai lungă, cu una mai scurtă. Puteți efectiv să lăsați, uite, eu încerc să vă arăt și în exemplificarea pe care am făcut-o cu maioul alb, dar și pe bluza verde. Poate fi purtat și așa, știi, lăsat, uite așa, să atârne cumva, că nu se pierde sub nicio formă. Poate fi legat la mână, poate fi de asemenea purtat cumva pe spate, le puteți înnoda, le puteți așeza în așa manieră încât faceți un layering din ăsta de toată frumusețea și arată superb. Ăsta este într-un rose gold, ăsta cu perluțe așa, cu astea două atârnând, iar celelalte, inelul care este Guess, brățărica, nu mai știu să vă zic, dar pe toate le găsiți în Splendor, cum v-am zis, astea sunt cu auriu, auriu, este ceva placat, probabil nu e metal prețios, le găsiți la reduceri pentru că mai au, cred că până la sfârșitul lunii ăsta au încă reduceri și știu sigur pentru că m-am dus, am văzut, am și filmat un pic pe acolo, deci eu mi-l doream pe ăsta. Nu neapărat din Splendor, că habar n-aveam că au modelul ăsta acolo. Dar m-am ciocnit prima dată cu genul ăsta de colier, văzând o tipă care se numește Lorna Lux, nu știu dacă vă este cunoscută. Cert este că tipa locuiește undeva în Anglia și e o modelă, nu știu exact cu ce se ocupă, dar are vreun milion de oameni care o urmăresc pe Instagram. Ea acum e o tipă care pare foarte ok, adică e funny, așa, e amuzant, are niște texte drăguțe, nu ne potrivim noi ca stil, nu suntem din același film, clar. Dar eu am întâlnit-o pe ea, mi-a ieșit în cale,
văzând o poză cu niște coliere pe care le purta. Iar unul dintre ele era exact genul ăsta, așa de l-nfășura. Și am stat, am scrolluit mult, mult, mult la ea pe Instagram, uitându-mă să văd de unde e colierul ăla și până la urmă l-am găsit. Numai că era undeva în jur de $200, dacă mi-amintesc bine, trebuia adus din state, deci probabil că m-ar fi costat destul de mult vama, presupunând că n-aveam pe cine să corup să mi-l aducă de acolo și cumva am renunțat în ideea în care, lasă că mai găsesc eu în altă parte. Și a rămas așa o chestie în mintea mea pentru câțiva ani de zile, până în momentul în care l-am văzut pe ăsta, care a fost mult mai ieftin. Deci el a costat $200, iar eu l-am luat pe ăsta cu, cred că $30 ar veni? 40, nu, mai degrabă $40. Deci cumva o reducere super bună. Și am văzut că mai era și pe argintiu. Deci ăla este, îmi place de mor. Iar pe lângă asta, poate observați aici niște cutiuțe, da? Deci mult, mult Swarovski, cu banii mei, deci să înțelegeți. Eu m-am dus și am zis, vă rog, frumos, luați banii mei, dați-mi chestiile astea. Pentru că au avut reduceri și încă au. Și sunt unele, deci au avut ăștia o colecție, sezonul care tocmai a trecut de iarnă, a fost o colecție numită Tarot. Iar eu, la momentul la care a apăruse, n-am fost așa interesată de ea, adică am văzut-o, ok, nu m-am uitat foarte atent, până în momentul în care m-am izbit de ea cândva prin perioada lui decembrie. Și am început eu așa să scrolluiesc și să urmăresc toată colecția asta și am văzut niște chestii mega geniale, iar pe unele le-am pierdut, pentru că s-au vândut mult prea repede, nici n-au intrat la reduceri, eu n-am fost dispusă să le cumpăr la preț întreg, pentru că la preț întreg sunt un pic mai piperate, dar reduse... Am găsit niște afaceri super bune, iar unele dintre ele chiar m-ați văzut purtându-le și m-ați întrebat de unde sunt, care, cum. Dar și vorba prima dată de vreo 3 inele superbe! Toate colecția actuală pe care am sărit, deci din momentul în care au început, m-am dus în magazin, eram cu Vicky, care și ea, am corupt-o și pe ea, deși a cumpărat și ea câteva, și eram amândouă acolo și ziceam, băi, ce facem că noi vrem tot magazinul? Practic, deci tot ce au ăștia, dați-ne. E, mi le-am luat pe astea 3. Odată. Preferatul meu dintre toate este cel cu lună, cu model celest, cu lună și cu stea și îmi place foarte mult pentru că este ajustabil. E un rose gold așa, cu pietricelele alea cu albastru, cu alb, superb, superb, superb. Apoi este cel cu model, cum să-i zic, stea, floare, nu știu exact, e un auriu care bate un pic mai înspre oranj, tot așa cu pietre albe. Și apoi este inelul de cocktail, cu piatră roșie și cu perluțe albe. Superbe! Toate! Îmi plac foarte, foarte mult. A trebuit să caut un pic prin magazine până în momentul în care am găsit dimensiunea corectă, pentru că ăsta, da, e reglabil. Dar celelalte trebuie să mi se potrivească perfect. Și nu găseam în toate splendorurile măsura mea, că eu am degete foarte subțiri. Astfel încât din momentul în care am găsit, zic, vin încoace. Deci le-am luat odată pe astea 3. Mi-am mai luat apoi o pereche de cercei pe care chiar am purtat-o într-unul dintre clipuri, nu mai știu, poate primul pe care l-am filmat pe 2020, ăștia superbisim, care i-au plăcut mult de tot și lui Vicky, dar nu mai știu de ce nu și-a cumpărat și ea. Și-a luat și ea oricum tot din ăștia cu motiv celest, dar parcă mai micuți. Ăștia așa sunt niște sori, să le zic un soare, doi sori, care au o steluță atârnând. Și mecheria cu ei este că pot fi portați în două feluri. Adică poți să le dai jos efectiv treaba aia care atârnă și să rămâi doar cu soarele prins pe ureche, sau dacă nu, poți să-i porți așa, în formula asta. Nici nu mă dor urechile de la ei, stau bine acolo fixat și arată super, super, super frumos. Îmi plac maxim ăștia, tot așa de la reduceri. Apoi, perechea pe care mi-a luat-o individul de Crăciun este asta. E mai clasică, mai simplă, așa mai pe stilul lui. El nu prea înțelege multe dintre chestiile pe care le port eu, dar hei, asta e. N-avem cu cine, doamne, noi suntem sănătoși. Este vorba despre o pereche cu un metal auriu, cu niște pietricele transparente, albe, așa, eleganți, finuți din ăștia care atârnă, efectiv. Sunt mai degrabă niște cercei de seară. Și chiar am rămas super surprinsă în momentul în care mi-a venit cu ăștia, că eram așa, bă, dar de unde știu tu, mă, să te duci acolo să-mi iei cercei? Și mi-a zis, păi, na, că ai vorbit de asta, tot îi spuneam că uite ce modele mișto, uite ce faină e, ce faină e, ce nu știu ce. Și până la urmă m-a surprins cu astfel de pereche și îmi plac maxim. Bineînțeles că dintre toate ăștia îmi plac cel mai mult, că, na. Să zicem că îmi place de acest individ așa, îmi dar mă un pic, nu foarte mult, că după aia se învață. Și ultima pereche pe care vreau să vă arăt, pe care mi-am cumpărat-o eu, tot așa de la reduceri. Mi-am cumpărat-o eu însemnând că era Vicky în magazin, i-a văzut pe ăștia și mi-a arătat. Eu eram acasă și din momentul în care mi-a arătat, i-a zis, cumpără-mi. Mi-a cumpărat și după aia, bineînțeles că i-am dat banii. Deci ăștia, tot din colecția Tarot sunt. Uitați-vă la ei cât sunt de frumoși. Sunt într-adevăr cercei cu clips și, da, posibil să ziceți că vă dor urechile, așa cum mi se întâmplă și mie cu unii dintre ei, dar poate observați, și dacă nu observați, vă zic eu, ca undeva un fel de plastic din ăsta care să asigure confortul urechii în momentul în care îi port, știi, să nu te doară. Dar mie mi-a plăcut super mult modelul, inima asta așa cu ochiul ăla acolo, cu pietricelele albe și cu roșu,
aici pe lobul urechii sunt superb de frumoși. De dimensiune medie așa, sunt fix pe dilelile mele. Deci îmi plac toate, îmi plac super. Cred că v-ați prins deja, că îmi plac foarte mult bijuteriile astea. Mai avem acum doar încălțăminte și a scăpat de mine pe acest holicioc frumos. Am prima dată cele două perechi luate de la ASOS, pe care le veți vedea tot așa în daily vlog-ul ăla, fiind odată aceste sandale, papuci, nu știu cum să le spun, sunt niște chestii care m-am gândit eu că vor fi foarte versatile. La vară, mai degrabă, la primăvară nu prea. Negre, așa, la reduceri și ele, de la un brand care se numește Public Desire, da, se vinde pe ASOS, efectiv. Sunt super confortabile și m-am gândit eu că vor fi foarte legere, adică tot ce trebuie să faci cu astea, pșt, și atât. Ai băgat piciorul pe acolo și efectiv te-ai încălțat și ai plecat. Fiind talpă ortopedică, sunt confortabile, deci n-am probleme. Asigură și înălțime, sunt ușoare, sunt versatile și chiar, nu știu, m-au atras în secunda în care le-am văzut, chiar dacă sunt simple așa minimaliste. Tot ASOS, tot la reduceri, am găsit aceste sandale. Super interesante, zic eu, dar care au o mică problemă și încă nu prea știu cum o să procedez cu ele. Cert este că ele arată așa, au tocul ăsta foarte mișto, ăsta m-a atras în primul rând, vedeți că are curbura asta așa aici sexy. Au astfel de, cum să le zic, șireturi, nu știu, bretăluțele astea care fixează piciorul, efectiv, din material textil sunt și au șiretul ăsta care poate fi prins fie pe glezne în fășori sau poți să-l urci pe picior până la genunchi, după cum preferă fiecare. Treaba cu ele este următoarea, sunt confortabile, nu mă strâng. A, pentru toate măsura este 39, ca să știți. Deci nu am probleme în sensul ăsta, pot să merg pe ele, dar astea, dacă puteți observa, în momentul în care ridic piciorul, practic, pare că mi-ar ieși din picior, adică nu stau foarte bine fixate pe laba piciorului meu și nu știu cum ar fi asta dacă ar fi să merg efectiv pe o distanță mai lungă. Adică pe aici prin casă e clar că am mișcările controlate, nu alerg, nu fac pași prea mari. Dar nu știu cum ar fi pe o distanță mai lungă efectiv, să nu mă trezesc că mi-ies din picior sau că rămân desculță ori ceva în genul ăsta. Și am ajuns și la ultima piesă din acest holicioc, luată tot de pe Vestiar Colectiv. Ce vă spuneam eu, că au prețuri super bune la niște articole de astea de designer. E, mi-am găsit o pereche de încălțări. Și o să spun în continuare Chloe, nu Chloe, după cum am stabilit. O pereche de încălțări care cred eu că a fost lansată undeva prin 2010-2011, nu mai rețin exact colecția. La vremea respectivă, evident, erau foarte scumpe, n-aveam bani de așa ceva și să fi avut, nu cred că le-aș fi luat la preț întreg. Prin urmare, acum că le-am găsit la, nici nu știu, 90% discount față de cât ar fi costat în mod normal, deci am dat pe astea undeva în jur de 90 de euro, cred, astea, de aici. Îmi plac atât de mult, sunt atât de frumoase, sunt atât de confortabile, tot cu talpa ortopedică, dacă puteți observa, avem un trend deja, noi nouțe, impecabile. Deci cineva probabil le-a cumpărat în perioada aia, nu le-a portat, s-a pus praful pe ele și acum probabil s-a fi gândit că hai să fac și o curat în garderobă și le-a pus la vânzare pe acest Vestiar. Șmecheria cu Vestiarul ăsta este că puteți negocia prețurile. Deci în cazul în care vânzătorul cere, nu știu, 10 euro, voi puteți să-i trimiteți o ofertă și să-i ziceți: prietene, eu îți ofer 5. El o să zică 7, tu zici 6 și cădeți cumva la acord. De acord pentru articolul pe care vreți să-l cumpărați. Ceva de genul am făcut eu și mi le-am cumpărat pe astea și mi se par super ultra frumoase, sunt mega confortabile și mai erau și pe negru din ce am văzut, erau multe modele rămase și pe negru, dar mie astea mi s-au părut a fi exact ce trebuie. Măsura pentru ele este 38,5 și uite ce vă zic. Deci talpa, uite, cerc un focus, este neatinsă. Nu le-a purtat, nu știu ce a făcut cu ele, mă înțeapă pe mine sufletul când mă gândesc. De ce ți-ai cumpăra așa ceva și n-ai purta? Și încheiem astfel cu Chloe Chloe, holul meu de reduceri pe 2020, cu toate dilerile și nebuniile posibile care mi-au atras mie privirea, corazonul, sufletul în ultima vreme. Aștept să-mi lăsați în comentarii dacă v-a plăcut ceva dintre toate astea, dacă vi se pare ceva interesant, dacă v-ar atrage ceva sau nu știu, poate n-ați purtat voi, dar vă place și abia așteptați să mă vedeți cum mă transform în Ned Stark. Mulțumesc foarte, foarte mult pentru vizionare, sper că v-a plăcut holul meu, că v-a relaxat un pic, că v-a inspirat, că v-a umplut de bună dispoziție și de energie. Lăsați-mi în comentarii, așa cum am zis. Sper să ne vedem și data viitoare, iar mai departe vă urez o zi sau o seară minunată. Mulți pupici și ne vedem când ne vedem.